Oamenii de știință au descoperit că transplanturile de organe pot avea efecte neașteptate asupra oamenilor, inclusiv schimbări radicale de personalitate și preferințe sexuale. Un studiu pe 47 de participanți arată că 89% dintre aceștia au raportat schimbări de personalitate după intervențiile chirurgicale, indiferent de organul primit. Aceste schimbări au inclus preferințe alimentare, intimitate și chiar dorințe profesionale. O echipă de oameni de știință de la Universitatea din Colorado, SUA, a descoperit că o majoritate dintre participanți a raportat schimbări de personalitate, inclusiv adaptare socială și sexuală și episoade spirituale sau religioase. 6 din cei 47 de participanți au raportat schimbări în preferințe sexuale. Unii dintre cei care au primit organe au raportat chiar că au preluat amintiri de la donatori, fapt ce sună destul de exagerat din punct de vedere medical, dar care ar putea cu siguranță să arate că aceste operații duc la tulburări emoționale și cognitive profunde. Alți pacienți au descris și efecte negative după ce au primit organe, inclusiv depresie, anxietate și disfuncție sexuală. Este posibil ca toate schimbările să aibă o explicație mai simplă. Multe dintre schimbări ar fi rezultat mai degrabă de la îmbunătățirea sănătății fizice în urma intervenției, decât de la un transfer de personalitate de la donator la recipient, au explicat oamenii de știință. Mai trebuie să avem în vedere și faptul că este vorba doar despre 47 de participanți. Cercetătorii au mai subliniat și că descoperirile lor ar putea fi de la faptul că am cerut în mod explicit participanți pentru un studiu care analiza schimbări de personalitate în urma transplanturilor de organe. Cu alte cuvinte, sunt necesare mai multe cercetări, însă rezultatele arată că un transplant de organ poate afecta un om mai mult decât ne-am fi așteptat.